Biserica parohiei Buzenii din comuna Bălușeni, județul Botoșani, a fost astăzi sfințită. Slujba de târnosire a fost săvârșită de înalt preasințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasințitul părinte Antonie, episcop de Bălți. Se sfințește biserica aceasta cu hramul nașterea Maicii Domnului, prin stropire cu apă sfințită și ungere cu sfânturi și marele mir. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După slujba de târnosire a fost săvârșită Sfânta Liturghie pe un podium amenajat lângă locașul de cult. În al simțitul Părinte Teofan a rostit cu acest prilej un cuvânt de învățătură. Dacă am avea Dumnezeiasca Scriptură la rădăcina vieții noastre, nu am mai avea nevoie de nimic altceva. Că Sfânta Scriptură ne arată Drumul spre lumină sau ne arată calea pe care trebuie să o evităm, a drumului către întuneric? Ne arată ce este bine și ne arată ce este rău. Sfânta Scriptură este atât de importantă pentru că ea descrie și relația noastră cu natura înconjurătoare, cu științele și filozofiile lumii. Ne arată cum trebuie să fie o familie ne arată cum trebuie să fie o parohie, ne arată cum trebuie să fie o țară, ne arată cum trebuie să fie o biserică. De aceea, iubiți credincioși, faceți tot ceea ce vă stă în putință, să nu lipsească Dumnezeiasca Scriptură din casa dumneavoastră. Biserica Nașterea Maicii Domnului din Buzen a fost ridicată între anii 2009 și 2018 pe locul unei alte biserici construită la 1810 de la care s-a păstrat Sfântă Masă.